Salut! Suntem în dimineața zilei de 5 august, sunt 20 de grade afară, o vreme perfectă pentru a efectua o altoire la prun. Voi recolta o ramură crescută anul acesta dintr-un prun de soi Anașpet și voi multiplica acest soi în port-altoi de prun sălbatic. Începem clasic prin executarea unei tăieturi în formă de T în tulpina portal Prima incizie este o incizie orizontală de 2 cm lungime, urmată de o incizie verticală și astfel formăm un buzunar în formă de T. În acest buzunar introducem ochiul altoi ochi pe care îl recoltăm din ramura altoi. Acest uh, ochi altoi îl introducem ușor în buzunarul pe care l-am format în tulpina port-altoi după care închidem cât mai repede incizia cu bandă de altoit sau orice rafie sau ce mai aveți prin gospodărie. Trebuie legat bine pentru a se realiza un contact ferm între altoi și port altoi, pentru a nu intra aer în această incizie să se oxideze. După ce am legat prima dată, mai adaug încă un strat de bandă de altoit, pentru ca incizia să fie bine izolată, dar aveți grijă ca de fiecare dată să lăsați ungurile altoi nelegat. Bun. un alt detaliu, zic eu, important este ca înainte de a face altoirea să udați port altoiul cu 2-3 zile înainte, cu câte 5-10 litri de apă, pentru că în felul acesta coaja să se desprindă în mod ușor. Aceasta este o operațiune, este simplă, după altoire, altoiul rămâne legat până în primăvară, când îl vom desface și vom tăia partea de deasupra lui. Faceți și voi această operațiune și veți multiplica soiurile de prun pe care le aveți în corte. Multă sănătate! Numai bine!